Bine v-am găsit la o nouă prezentare din toată această serie care încearcă să explice solia adevărului prezent. Și astăzi vom vorbi despre... O să încerc să vă prezint care este interpretarea noastră cu privire la Apocalipsa 17. Cine este femeia, cine sunt munții și toată dinamica din... acea perioadă. Și, ca de obicei, să începem cu o rugăciune. Amin. O să fac despre, cu privire la această temă, o să fac două prezentări, pentru că nu este de ajuns una singură. Iar cu privire la ceea ce am desenat pe tablă, din câte știți din prezentările trecute, din 1989 până la legea duminicală civilă, avem cele șapte tunete care le-am văzut pe linia Mileriților și se repetă în tip pe linia noastră. Dar noi știm că această linie, începând în 1989, timpul sfârșitului, și am să scriu și 1798 deasupra, doar ca să ne aducem aminte că timpul sfârșitului din Daniel 11:40 este acolo, împlinirea lui partea A și partea B. Și vreau doar să spun că am desenat această linie doar ca să ne aducem aminte în timp, în ziua de azi, unde anume suntem. Deci noi suntem încă în această perioadă, da? Trecut de 2014 și, cum am spus, urmează să se dea cu putere, cum am spus în alte prezentări, urmează să se dea cu putere sau să dăm cu putere strigătul de la miezul nopții, care va fi o dovada cea mai puternică, cum a fost și intrarea triumfală și strigătul care l-au dat pionierii noștri după înțelegerea care au avut-o pe 15 august 1844. Și fiind în această perioadă, urmează, deci linia noastră se termină cu legea duminicală civilă. Și având în vedere că se termină, va începe, vine îngerul din Apocalipsa 18, care este îngerul ce dă putere soliei, cele de-a treia solii îngerești. Iar jos, știm că dacă ar fi să continue această linie, să tragă în continuare cum ar fi linia, urmează legea duminicală religioasă, decretul cu moartea, a doua venire și... sunt mai multe pietre de hotar după. Dar nu am trecut legea duminicală civilă, aici am trecut direct legea duminicală religioasă, pentru că noi vorbim despre femeia din Apocalipsa 17, iar ea va sta pe dragon la legea duminicală religioasă, nu? Când avem legătura dintre uniunea dintre biserică și stat. Iar acest lucru a fost deja arătat în tip prin ceea ce s-a întâmplat pe 19 aprilie 1844, linia Mileriților, știm din celelalte prezentări, care este paralel cu 2014, când a doua solie îngerească este confirmată. Și Ellen White spune că pe 19 aprilie 1844, această a doua solie îngerească, care este Babilonul a căzut, s-a împlinit parțial doar. Iar împlinirea ei totală sau completă va avea loc la legea duminicală religioasă. Deci avem 19 aprilie 1844, avem 2014, linia noastră tip, și avem legea duminicală religioasă pe linia antitip, care merg în paralel. Merg în paralel. Sunt
paralele, linie peste linie, una cu cealaltă. Ok. Acum, haideți să trecem deja la citatele noastre. Am să încep cu două citate pentru a vedea cât de important este să cunoaștem cartea lui Daniel, cartea Apocalipsa, și o să vedem că, de fapt, bineînțeles, toată Biblia. Notițele aveți ca de obicei sub video de pe YouTube. Primul este din Faptele Apostolilor, pagina 585, paragraf 1, și spune: în Apocalipsa se întâlnesc și se sfârșesc toate cărțile Bibliei. Deci câte cărți se termină în cartea Apocalipsa? Toate. Și ce se întâmplă? Se întâlnesc în ea. Aici este completarea cărții lui Daniel. Deci Apocalipsa completează Daniel. Una este o profeție, Daniel este o profeție, cealaltă o descoperire, așa și numele, nu? Revelație, din engleză. Cartea ce a fost sigilată nu este Apocalipsa, ci acea parte din profeția lui Daniel care se referă la zilele din urmă. Îngerul a poruncit: tu însă, Daniele, ține ascuns aceste cuvinte și pecetulește cartea până la vremea sfârșitului. Și noi știm din prezentările trecute că vremea sfârșitului sau timpul sfârșitului, pe linia mileriților, când cartea lui Daniel a început să fie desigilată, pentru că până atunci spune aici pecetulește cartea până la vremea sfârșitului, ca să am să trec și 1798, care este timpul sfârșitului, spune clar în spiritul profetic și se poate ata foarte bine cu Daniel 11:40, de exemplu. Dar în timpul nostru, pentru că știm că 1798 nu s-a împlinit decât prima parte a lui Daniel 11, știm că a doua parte este împlinirea care a avut loc prin evenimentul de 1989. Și Daniel începe să fie desigilat. Acum, următorul paragraf este tot din Faptele Apostolilor, de fapt pagina dinainte, 584 pagina, paragraf 1, și spune: în Apocalipsa sunt zugrăvite lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Însuși numele dat paginilor ei inspirate, Apocalipsa, în paranteză descoperirea, contrazice declarația cum că ea este o carte sigilată. O descoperire este ceva ce este dat pe față. Domnul Iisus însuși a dezvăluit servului său, lui Ioan, tainele cuprinse în această carte și planul său este acela ca ele să fie deschise cercetării tuturor. De aceea importanța înțelegerii Apocalipsei. Cercetării tuturor. Adevărurile ei sunt adresate acelora care trăiesc în ultimele zile ale istoriei Pământului, adică nouă, pentru că trăim în ultimele zile ale istoriei Pământului, cum și celor din zilele lui Ioan. Unele din scenele descrise în această profeție sunt în trecut, altele au loc acum, unele ne aduc în atenție încheierea marii lupte, aceasta este încheierea marii lupte dintre puterile Întunericului și Prințului Cerului. Iar altele descoperă triumful și bucuria celui răscumpărat pe Pământul Înnoit. Ceea ce am vrut să scot în evidență cu aceste două citate este că în Apocalipsa se întâlnesc și se termină toată Biblia, toate cărțile Bibliei. Și de aceea, pentru a înțelege Apocalipsa, trebuie să înțelegem toată Biblia. Acum, cum în Deuteronom 29:29 spune că toate lucrurile care sunt descoperite ne aparțin nouă și copiilor noștri, pentru ca să putem să ținem legea, ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit până acum, încercăm să dăm mai departe. Pentru că lumina vine progresiv, vine crescând. Și se spune că dacă dai mai departe, primești. Plus că dacă trăiești conform luminii care ți-a fost dată, ești binecuvântat cu mai multă lumină. Și deci, această
interpretarea Apocalipsei 17 este cel puțin în, ca structură, bineînțeles că pot să apară cu timpul și alte detalii care se adauge la această înțelegere, dar până acum cel puțin se cunoaște cam care sunt pionii principali, ca să zic așa. Și haide să trecem deja la... Să mergem deja în Apocalipsa 17 și prima porțiune începe cu întrebarea: pe ce stă curva cea mare? Pentru că ea este numită curva cea mare. Apocalipsa 17:1: și a venit unul dintre cei șapte îngeri care aveau cele șapte potire și a vorbit cu mine spunându-mi: vino aici, îți voi arăta judecata curvei cea mare ce șade pe multe ape. Deci reținem că stă pe ape, da? Am scris și o să vedem mai departe, explic în același capitol de fapt. Versetul 7. Și îngerul mi-a spus: de ce te-ai minunat? Eu îți voi spune misterul femeii și al fiarei care o poartă, care are cele șapte capete și 10 coarne. Deci această fiară care poartă femeia, deci femeia stă pe fiară, are 7 capete. Da? Plus 10 coarne. Da? Și femeia stă pe ele. Versetul 9. Și aici este mintea care are înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Deci încă o dată avem aici: femeia stă pe șapte munți. Șapte capete, șapte munți. Versetul 10. Și sunt șapte împărați, cinci au căzut, unul este și celălalt încă nu a venit. Și când vine, trebuie să rămână puțin. Deci aceste șapte capete sunt șapte munți, sunt șapte împărați. Versetul 15 ne lămurește acum ce înseamnă apele. Și el îmi spune: apele pe care le-ai văzut, unde șade curva, sunt popoare și mulțimi și națiuni și limbi. Deci apele, încă o dată, scriem doar națiuni. Popoare, națiuni și mulțimi și limbi. Acum, în Apocalipsa 13 cu versetul 7 spune: și a fost dat să facă război cu sfinții și să îi învingă. Și a fost dată putere peste toate rasele și limbile și națiunile. Și noi știm, dacă mergem în Apocalipsa 13, că este vorba de papalitate, i-a dat să facă război cu sfinții să îi învingă și i-a învins, i-a persecutat în această perioadă de 1260 de ani, între 538 și 1798. Și a fost dată peste toate rasele, limbile și națiune. Deci vedem în Apocalipsa 13, este vorba despre aceeași femeie sau aceeași entitate care o avem în Apocalipsa 17. Mai că în Apocalipsa 17 o să vedem, este o diferență, de există, ca să zic așa, două femei. Bine, este aceeași, dar sunt două aspecte ale aceleiași femei sau ale aceleiași... O să ajungem acolo mai bine, ca să nu divulg deja ce vreau să spun mai târziu. A doua porțiune: șapte munți sunt șapte împărății. Haideți să vedem cum acești munți sunt împărății sau împărați, pentru că împărății fără împărat nu există și invers. Acum, Daniel, capitolul 2, cu versetul 34 spune: tu ai privit până când o piatră tăiată, fără mâini,
deci fără putere omenească, a lovit chipul peste picioarele lui, care erau din fier și lut, și le-a spart în bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul au fost sparte în bucăți. Toate împreună și-au devenit ca pleava ariilor. Asta este de reținut. Pleava ariilor. Da? Și ce anume au devenit ca pleava ariilor? Ce reprezintă fierul, lutul, arama, argintul și aurul? Nu se vede în cameră, dar avem harta cu statuia din Daniel, care reprezintă națiunile care apar în Biblie, formând această statuie, de când coroana a fost luată de la Israel și dată națiunilor păgâne, și până la cea de-a doua venire, când această piatră, părția lui Dumnezeu, vine, lovește statuia. Și aceste națiuni, deci vedem deja că sunt sau devin ca pleava ariilor. În Isaia, capitolul 41, cu versetul 15, spune, iată, îi vorbește lui Israel. Deci Dumnezeu vorbește poporului său. Iată, te voi face o unealtă de vânturat, nouă și ascuțită cu dinți. Vei vântura munții și vei pisa mărunt și vei face dealurile ca pleava. Deci, în Daniel am văzut, la fel că împărățiile sunt făcute ca pleava, aici munții sunt făcute ca pleava. Deci, din start, vedem că acești munți sunt același lucru cu națiunile de aici. Și că sunt împărății, pentru că Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma papală, da? Au fost niște puteri. Munți, națiuni, putem face împărați. Unul și același lucru. Și continuăm. În Isaia 17, versetul 12 și 13, spune, vai de mulțimea multor popoare ce fac zgomot precum zgomotul mărilor. Popoare, mări. Și de tumultul națiunilor. Națiuni. Ce fac tumult precum tumultul unor ape puternice. Încă o dată. Națiuni, ape. Pe care femeia stă. Națiunile se vor revărsa ca tumultul multor ape, dar Dumnezeu le va mostra și le vor fugi departe și vor fi alungate ca pleava munților. Încă o dată. Pleava reprezintă pleava munților, iar munții reprezintă națiunile sau apele sau împărățiile pe care femeia stă. Și ultimul text, Isaia 2:2, și se va întâmpla în zilele de pe urmă că muntele casării Domnului va fi întemeiat pe vârful munților și va fi înălțat peste dealuri și toate națiunile vor curge spre el. Muntele casării Domnului fiind, bineînțeles, națiunea, poporul Israel, da? Care la sfârșit va fi întemeiat pe vârful munților deasupra celorlalte națiuni, ca și Daniel, care a fost pus peste celelalte națiuni, de exemplu. Și toate națiunile vor curge spre el. Și știm că în momentul în care Iisus Hristos, reprezentat de cei 144.000, vor fi acea biserică sfântă, popor sfânt al lui Dumnezeu, vor atrage toată lumea spre ei și vor da marea strigare. Acum, ce reprezintă o femeie? Și am scris aici două tipuri de femeie. 1 Corinteni, capitolul 15:46, spune, totuși, primul, deci întâi, nu a fost spiritual, ci natural, după aceea spiritual. Este un principiu biblic în care vedem că întâi are loc un lucru literal sau natural și după aceea simbolic al lui, ceea ce este spiritual. De aceea, o femeie, ce este în Biblie? Să vedem. Efeseni, capitolul 5, 23-25, spune, pentru că soțul este capul soției, precum și Hristos este capul bisericii și este salvatorul trupului. Deci avem soț, soție, Hristos, biserică. Soția este o femeie, nu? Deci este comparată cu biserica. Femeia este o biserică. De aceea, precum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și soțiile să se supună propriilor soți în totul. Soților, iubiți-vă soțiile, precum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Deci este clar că
soția, care este o femeie, este comparată cu biserica. Deci această femeie din Apocalipsa 17 trebuie să fie o biserică, iar pentru că este denumită o curvă, atunci înseamnă că este o biserică impură. Ieremia 6:2 la fel spune: am asemănat pe fica Sionului cu o femeie frumoasă și delicată. Deci fica Sionului, Ierusalimul, Israelul, poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu este asemănată cu o femeie. Acum în Apocalipsa 17 cu versetul 5 spune: și pe fruntea ei era scris un nume, Mister, Babilonul cel Mare, mama curvelor și a urâcinilor pământului. Mama are fiice, nu? Pentru că de aceea este mamă. Și pentru că aici ar putea să spune că are și fii, dar îi spune mama curvelor. Deci sunt tot aceste curve, care sunt tot femei, sunt fiicele acestei mame. Și sunt, bineînțeles, bisericile impure. Și noi nu am citat aici, dar Ellen White vorbește despre fiicele mamei ca fiind bisericile protestante care au adoptat care au băut din același vin babilonian, din aceeași doctrină falsă a bisericii catolice și au devenit și ele curve. Și s-a arătat în Apocalipsa 12 cu versetul 1, spune: și s-a arătat o mare minune în cer, o femeie îmbrăcată cu soarele și luna sub picioarele ei și pe capul ei o coroană cu 12 stele. Aceasta este biserica pură, biserica lui Dumnezeu. Întotdeauna există două variante, două clase. Acum, ce vede Ioan în pustie? Și o să vedem cum roșu sau stacojiu este egal cu păcat, care este la fel satana, omul fără de legii și papa. Și că pustia este între 538 și 1798, literal vine întâi și după aceea ceea ce este simbolic și este deja trecut aici, pentru că pustia celor 1260 de ani, unde a fugit biserica pură a lui Dumnezeu, a avut loc, deci s-a întâmplat literal, iar acum, începând cu legea duminicală, până la a doua venire, avem încă o dată această repetare a pustiei și luăm aspectul persecuției, în primul rând, în care poporul lui Dumnezeu va fi persecutat prin această dare a legii duminicale. Dar bineînțeles că așa cum în anul 538 papalitatea a primit putere din partea statului, deci avem aici această uniune dintre biserică și stat, care a durat 1260 de ani, dar în 1798 primește rana de moarte. Ce înseamnă asta? Își pierde puterea militară pe care a dobândit-o aici și este doar o biserică care nu mai are puterea să persecute. Acum în Apocalipsa 17:3 spune: și m-a purtat în duh într-o pustie și am văzut o femeie așezată pe o fiară colorată stacojiu, plină de nume ale blasfemiei, având 7 capete și 10 coarne. Și în Apocalipsa 12, același lucru. Și s-a arătat o altă minune în cer și iată un mare dragon roșu. Deci avem o fiară stacojie și un dragon roșu. Stacojiu și roșu sunt cam aceeași culoare. Având 7 capete și 10 coarne. Și pe capetele sale 7 coarne. În Isaia 1:18 spune ce reprezintă stacojiul și roșu. Veniți acum să ne judecăm, spune Domnul, de sunt păcatele voastre ca stacojiul, vor fi albe ca zăpada, de sunt roșii precum carminul, vor fi ca lână. Deci ce anume? Păcatele. Dacă sunt ca stacojiul sau dacă sunt roșii. Deci este un simbol pentru păcat. Și această fiară pe care stă femeia este îmbrăcată în stacojiu și este un dragon roșu. Pentru că dragonul reprezintă împărați, am învățat în prezentările trecute, împărați, regi, guvernatori, este puterea dragonului. Dragonul la bază este satana și el nu spune, la fel în al doilea sens, este Roma păgână, dar reprezintă în același timp conducerea păgână a acestei lumi.
Apocalipsa 17 cu 4 spune și femeia era îmbrăcată în purpură și în stacojiu și împodobită. Deci și femeia la fel este în purpură și în stacojiu. Femeia este păcătoasă, dragonul este păcătos. Femeia stă pe dragon. Dar femeia fără dragon nu poate să persecute. Pentru că dragonul, spune spirit profetic, la fel și să vedem în Biblie, clar, este puterea persecutoare. Acum, haideți să mergem în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, foarte cunoscut capitolul, să citim cu versetul 3. Nimeni să nu vă înșele în niciun fel pentru că ziua aceea nu va veni înainte să vină o apostazie și să fie revelat omul păcatului, fiul pieirii. Și haideți să citim mai departe și explic după aceea. Care se opune și se înalță pe sine însuși, peste tot ce este numit Dumnezeu sau lucru ce este demn de închinare. Așa că el, ca Dumnezeu, șade în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine însuși că este Dumnezeu. Nu vă amintiți că atunci când eram încă cu voi v-am spus acestea? Și acum știți ce îl oprește pe el ca să fie revelat la timpul său. Fiindcă misterul nelegiuirii lucrează deja, numai că cel ce îl oprește acum îl va opri până când va fi luat din cale. Și cine știe deja din spiritul profetic și a citit despre Miller, el avea o problemă cu necurmatul din Daniel, nu? Și în momentul în care a ajuns în a doua Tesaloniceni, 2 cu versetul 17, a sărit în sus de bucurie și a primit această lumină din partea lui Dumnezeu, adică înțelegerea a ce anume este necurmatul. Pentru că necurmatul, după cum noi am studiat și după cum scrie și pe aceste două hărți ale pionierului, care sunt fundamentul sau platforma adevărului, necurmatul este păgânismul. Iar papalitatea despre care este vorba aici în a doua Tesaloniceni, în capitolul 2, ajunge la putere după ce acest necurmat este îndepărtat. Pentru că spune, cel ce îl oprește acum îl va opri până când va fi luat din cale. Și noi știm că îndepărtarea necurmatului a început să aibă loc în anul 508, nu? Cu acele cuceriri, iar în anul 538 deja papa stă pe tron și are toate aceste puteri, această putere a dragonului la îndemâna lui. Acum, aici spune în versetul 3 să fie descoperit sau revelat omul păcatului. Omul păcatului este cine? Papalitatea, reprezentat, bineînțeles, sau condusă de către papă, care este aceeași entitate cu femeia din Apocalipsa 17. Apocalipsa 12 cu 6 spune și femeia a fugit în pustie unde are pregătit un loc de la Dumnezeu ca acolo ei să o hrănească 1260 de zile. 1260 de zile în pustie. Și avem în Apocalipsa 12 două dovezi pentru această pustie. Și femeia a fost dată, versetul 14, și femeii i-au fost date două aripi ale unei agvile mari ca să zboare în pustie, la locul ei unde este hrănită pentru un timp și timpuri și jumătatea timpului, ascunsă de la fața șarpelui. Aici, odată spune 1260 de zile, a doua oară un timp, timpuri și jumătatea timpului, care este același lucru, pentru că un timp este un an, 2 ani, adică 3 ani și jumătate, transformat în zile, având în vedere că sunt ani profetici, transformați în zile, ne dau 1260. Acum haideți să vedem ce v-am spus mai devreme, spune spiritul profetic în aceste citate. Seria profețiilor în care se găsesc aceste simboluri începe cu Apocalipsa, capitolul 12, cu balaurul care caută să-l distrugă pe Hristos la nașterea sa. Balaurul este Satana. El este acela care l-a determinat pe Irod să-l dea la moarte pe Mântuitorul. Clar, nu? Dar unealta principală a lui Satana, pentru că Satan lucrează prin uneltele sale pe acest pământ, nu vine personal, nu s-a dus personal să-l omoare pe Iisus, de exemplu. Dar unealta principală a lui Satan, care a făcut război cu Hristos și cu poporul său în primele secole ale erei creștine, a fost Imperiul Roman.
în care păgânismul era religia predominantă, pentru că păgânismul este necurmatul. Toate acele împărății de pe hartă, începând cu Asiria, Babilon, Medo-Persia și așa mai departe, acest păgânism a fost dus de la o națiune la alta, moștenit de la una la alta, până când acest păgânism, acest necurmat, a fost preluat, pentru că spune că necurmatul a fost îndepărtat. Dar dacă citim în Pionieri și în Spiritul Profet, vedem că acest necurmat și cuvântul din Miliu înseamnă a îndepărta, cum a spus și în altă prezentare, dar a ridica în același timp, cum îndepărtez eu această cariocă de masă, o ridic. Pentru că acest păgânism a fost preluat de femeia din Apocalipsa 17 și transformat în ceva creștin. Astfel, în timp ce balaurul sau dragonul reprezintă în primul rând pe Satana, în al doilea rând este o simbolă a Romei păgâne. Și în, aici nu este dată referința, dar vă spun, este din Mărturii pentru pastori, pagina 38, paragraful 2, spune: împărații, domnitorii și conducătorii lumii s-au așezat în tabăra Antichristului și sunt reprezentați de balaurul care pornește război împotriva sfinților. Deci încă o dată, împărați, domnitori, conducătorii lumii sunt reprezentați de balaur. Haideți să mergem să vedem acum acest aspect al femeii și mă refer la doctrină. Și încă de la bun început să ne gândim la un lucru. Ce anume face ca o biserică să fie numită, de exemplu, Biserica Adventistă sau Biserica Pentecostală sau Ortodoxă sau orice altă biserică? Oamenii care se duc acolo și se numesc adventiști? Nu, bineînțeles, ci ceea ce ei cred. Deci doctrina, doctrina, care este cuvântul, este ceea ce face, ceea ce determină numele bisericii. Este o doctrină falsă sau o doctrină adevărată? De aceea noi credem, nu, că Biserica Adventistă este biserica adevărată, biserica lui Dumnezeu, pentru că are o doctrină adevărată. Și haideți să vedem, probabil că unii nu știu, cum a apărut paparitatea. Apostolul Pavel a prevestit în a doua sa epistolă către Tesaloniceni o mare cădere de la credință care urma să aibă ca rezultat întemeierea puterii papale. El declara că ziua lui Hristos nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Asta este a doua Tesaloniceni și găsim la fel și în Daniel și numai în Daniel și în alte cărți, vorbindu-se despre faptul că se dă drept Dumnezeu și se așează în templul lui Dumnezeu. Și acum, taina fără de legii a și început să lucreze, spune în a doua Tesaloniceni. Chiar la acea dată, deci când Apostolul Pavel spune asta, chiar la acea dată timpurie, el a văzut strecurându-se în biserică rătăciri care urmeau să pregătească drumul pentru dezvoltarea papalității. Aceste rătăciri, sub ce formă s-au strecurat în biserică? Sub forma unor doctrine, nu? Unor idei noi care au apărut, dar care erau rătăciri, care erau false. Și strecurându-se în biserica adevărată, în biserica primilor creștini, au dat naștere la dezvoltarea papalității. Deci papalitatea a urmat, a apărut ca urmare a unor doctrine false care au apărut în biserica adevărată a lui Dumnezeu. Puțin câte puțin, la început în liniște și pe furiș, apoi mai deschis, pe măsură ce creștea în putere și câștiga stăpânire peste mințile oamenilor, taina fără de legii și a continuat lucrarea ei amăgitoare și hulitoare. Aproape pe nesimțite, obiceiurile păgânismului și-au găsit intrarea în biserica creștină. Deci au reușit ușor, ușor să intre în biserica adevărată a lui Dumnezeu, păgânismul.
Spiritul de compromis și conformismul au fost reținute pentru o vreme de persecuțiile crude pe care biserica le-a suferit sub păgâniți. Dar când persecuția a încetat, creștinismul a intrat în curțile și palatele împăraților a fost lăsată la o parte simplitatea umilă a lui Hristos și apostolilor lui, în schimbul pompei, a mândriei preoților, conducătorilor păgâni. Convertirea cu numele a lui Constantin în prima parte a secolului IV, adică după anul 300, a produs o mare bucurie, iar lumea, îmbrăcată cu o formă a neprihănirii, a pătruns în biserică. Și este până în ziua de azi în biserică. De ce? Pentru că are această formă a neprihănirii. Păgânismul, care părea că fusese învins, după cum a spus, scrie că a fost îndepărtat. Dar această îndepărtare n-a fost o îndepărtare definitivă, ci a fost o îndepărtare, ridicare și mascat sub o formă a neprihănirii. Păgânismul, care părea că fusese învins, deveni biruitor. Spiritul lui stăpânea biserica. Învățăturile sau doctrinele au fost introduse în credința și închinarea pretinșilor urmași a lui Hristos. Și în Tragedia Veacurilor, pagina 50, deci în continuare, acest compromis între păgânism și creștinism a dat naștere la omul fără de legii. Deci omul fără de legii, la fel taina fără de legii, este combinația dintre adevăr și eroare, adevăr și minciună, adică păgânism și creștinism adevărat. Și acest compromis prevestit în profeție ca unul care se împotrivește și se înalt, pardon, acest compromis între păgânism și creștinism a dat naștere la omul fără de legii. Prevestit în profeție ca unul care se împotrivește și se înalță pe sine mai presus decât Dumnezeu. Acel sistem uriaș de religie falsă este capodopera puterii lui Satana, un monument al eforturilor lui de a se așeza pe tron pentru a conduce pământul după voia lui. Mai departe, haideți să vedem cum tirul, și o să vedem că și în Isaia și în Ezechiel se vorbește despre el și este asemănat, când vedem simbolica de acolo, cu papalitatea. Deci tirul reprezintă papalitatea. Și vom vedea, vom vorbi puțin și despre, cred că astăzi vorbi despre acel împărat din Isaia, de cei 70 de ani, că spune zilele unui împărat, și acel împărat se poate vedea că este America. Dacă nu reușim în această primă parte, o să facem în cea de-a doua parte. Acum, în Apocalipsa 17:2 spune, vorbind despre această femeie, cu care au curvit împărații pământului. Deci împărații pământului curvesc cu această femeie, să ține minte. Și s-au îmbătat din vinul curviei ei locuitorii pământului. Pentru că toate națiunile au băut din vinul curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea. Și comercianții pământului s-au îmbogățit prin abundența rafinamentelor ei. Și acest text a fost din Apocalipsa 18, unde la fel vedem că este vorba despre această femeie cu care împărații pământului curvesc. Mergem în Isaia 23 și citim despre Tir, versetele 15 la 17. Și se va întâmpla în acea zi că Tirul va fi uitat 70 de ani. Tirul este uitat 70 de ani, conform zilelor unui împărat. Deci perioada în care Tirul este uitat sunt 70 de ani, sunt zilele unui împărat. După sfârșitul a 70 de ani, va cânta Tirul ca o curvă și spune: ia o harpă cu treieră cetatea, tu curvă care ai fost uitată, cântă melodia dulce, cântă multe cântece ca să fie amintită. Și se va întâmpla după sfârșitul a 70 de ani că Domnul va cerceta Tirul, iar ea se va întoarce la câștigul ei și va curvi cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. Ce am citit despre femeia din Apocalipsa 17, care este aceea în Apocalipsa 18, aceeași cu cea din 18, că a curvit cu toți împărații. Iar Tirul va curvi cu toate împărățiile de pe fața pământului. Vedem că este vorba despre aceeași
aceeași situație, aceeași dinamică. Acum, hai să vedem Ezechiel, capitolul 27. Și tu, fiul al omului, înalță o plângere pentru Tir și spune Tirului, tu cel care ești situat la intrarea mării, care ești un comerciant pentru popoarele din multe insule, astfel spune Domnul Dumnezeu, Tirule, tu ai spus, eu sunt de o frumusețe desăvârșită. Să ținem minte că este cineva care a fost creat desăvârșit. Și știm foarte bine că este vorba de Lucifer. Capitolul 27 din Ezechiel, versetul 25, corăbiile Tarsisului cântau despre tine în piața ta și erai umplut și ai ajuns foarte glorios în mijlocul mărilor. Pe ce stătea acea femeie? Pe ape, care erau națiuni. Și aici, corăbiile Tarsisului, care au umplut piața Tirului și Tirul a ajuns glorios unde? În mijlocul mărilor, adică în mijlocul națiunilor. Fiul al omului spune prințului Tirului, astfel spune Domnul Dumnezeu, pentru că inima ta s-a înălțat și tu ai spus, eu sunt Dumnezeu, care sunt cuvintele acestea? Cuvintele pe care le spunea omul fără de lege, în a doua Tesalonice, în care era papalitatea, și spune, eu sunt Dumnezeu, eu șed în scaunul lui, în mijlocul mărilor, al națiunilor. Totuși nu ești un om și nu totuși tu ești un om și nu Dumnezeu. Deși îți pui inima ca inima lui Dumnezeu. Sărim în Apocalipsa 17 din nou, versetul 1 și pe aceea 15. Unde scrie, vino aici, îți voi arăta judecata curvei cea mare ce șade pe multe ape, cum am amintit. Și apele sunt popoare, mulțimi, națiuni și limbi. Deci vedem cum este vorba despre aceeași entitate în Isaia, în Ezechiel și în Apocalipsa 17 și în Apocalipsa 18. Acum, Ezechiel, capitolul 28, versetul 12 și 13. Fiul al omului înalță o plângere asupra împăratului Tirului și spune, astfel spune Domnul Dumnezeu, tu sigilezi măsura desăvârșirii, plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Este exact ceea ce se spune despre Lucifer. Pentru că tu, aici vorbește despre Tir și spune, tu erai în Eden. Tirul nu avea cum să fie în Eden, nu? Grădina lui Dumnezeu, fiecare piatră prețioasă era acoperitoarea ta, deci era îmbrăcat cu pietre prețioase, care o să vedem, da, sau poate că știm deja, sunt adevărurile Bibliei, sunt comparate cu pietrele prețioase, la fel. Spune, fiecare piatră prețioasă era acoperitoarea ta, sardonixul, topazul, diamantul, berilul, onixul, iaspisul, safirul, smaraldul, rubinul și aurul, maestria tamburinilor tale și a florilor tale era pregătită în tine în ziua când ai fost creat. Și acum am luat un citat care, din Scrierile Timpurii, la pagina 81, paragraful 2, care vorbește despre visul lui Miller cu acea casetă în care înăuntrul căreia erau acele nestemate, acele pietre prețioase. Am visat că Dumnezeu, printr-o mână nevăzută, mi-a trimis o casetă lucrată într-un mod neobișnuit, din abanos și perle montate într-un mod deosebit. 25 cm lungime, 15 lățime și înălțime. O cheie era atașată la casetă. Și acum nu facem acest studiu, dar cheia în Biblie reprezintă o înțelegere, pentru că prin înțelegere se deschide aceste secrete ale Bibliei. O cheie era atașată la casetă. Deci această casetă, de fapt, este Biblia, iar această cheie este cum să înțelegi Biblia. Iar înăuntru Bibliei erau nestemate, pietre prețioase, adevăruri. Am luat cheia de îndată și am deschis caseta, când, spre surpriza și mirarea mea, am descoperit-o plină de tot felul de nestemate, de toate mărimile, diamante, pietre prețioase, monede de aur și de argint, de dimensiuni și valori diferite. Și nu continuăm, dar aveți citatul în notițe și puteți să citiți tot contextul. Ideea care este că acest împărat al Tirului spune că a fost creat de o frumusețe desăvârșită, că era îmbrăcat cu toate aceste adevăruri, deci cunoștea adevărurile lui Dumnezeu și că era în Eden. Vorba clar despre Lucifer.
Iar dacă se vorba despre Lucifer, haideți să vedem ce mai spune despre el în Isaia 14 cu 12 la 14. Cum ai căzut din cer, Lucifer, fiul al divineții? Cum ești retezat la pământ, cel care ai slăbit națiunile? Fiindcă ai spus în inima ta: eu mă voi înălța la cer, îmi voi ridica tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu, voi ședea de asemenea pe muntele adunării, în părțile de nord. Deci vedem clar că Lucifer spune: mă voi înălța la cer, voi sta pe tron, ceea ce înseamnă reprezintă puterea statală, că tronul reprezintă tronul este o aparține unui împărat și împăratul are o împărăție. Deci el vrea să aibă puterea statală și pe aia spune voi ședea de asemenea pe muntele adunării, care reprezintă partea religioasă. Deci satana care vrea să stea, să aibă puterea statală și puterea religioasă. Eu mă voi înălța deasupra înălțimilor norilor, voi fi ca cel prea înalt. Și dacă Lucifer a spus asta, care este satana, unealta lui principală, am citit că este papalitatea. Și despre papalitate am citit că spune același lucru, că stă pe tronul lui Dumnezeu și că și voi fi ca cel prea înalt. Acum în Review and Herald, aprilie 19, 1898, paragraful 4 spune, vorbind despre taina nelegiuirii, să vedem cum combină a doua tesaloniceni, unde se vorba despre papalitate, cu Ezechiel, nu? Cu prințul tirului și arată clar cum că tirul este papalitate, la fel, dacă nu am fost convins până acum. Taina nelegiuirii lucrează deja, numai că cel ce îl oprește acum îl va opri până când va fi luat din cale. Am vorbit despre păgânism. Și atunci va fi descoperit cel nelegiuit pe care Domnul îl va mistui cu duhul gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Fiul al omului spune prințului tirului: astfel spune Domnul Dumnezeu, pentru că inima ta s-a înălțat și tu ai spus: eu sunt Dumnezeu, eu șed în scaunul lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, totuși tu ești om și nu Dumnezeu. Exact ce am citit mai înainte. Numai că sunt două texte diferite, cărți diferite din Biblie, care aduc papalitatea împreună cu tirul. De aceea astfel spune Domnul Dumnezeu, pentru că ți-ai pus inima ca inima lui Dumnezeu, iată, de aceea voi aduce străini asupra ta, pe cei mai tirani dintre națiuni. Și știm că la sfârșit papalitatea va fi distrusă, urâtă și așa mai departe de către dragon, de către națiunile pământului. Și ei își vor scoate sabile împotriva frumuseții înțelepciunii tale și ei îți vor întina strălucirea, te vor arunca în adânc, vei muri de moartea celor care mor în adâncul mărilor. Iar îi spune despre el: dar tu ești om și nu Dumnezeu. E vorba despre om, la mâna celui care te ucide și așa mai departe. Și în paragraful imediat următor, paragraful 5 din Review and Herald, spune: timpul se apropie când aceste cuvinte se vor împlini. Deci când acest împărat al tirului sau prinț al tirului, care este unul și același cu omul fără de legi din a doua tesalonicen, care este papalitatea, când ei vor să se înalțe mai presus decât Dumnezeu, timpul acesta este aproape când aceste cuvinte se vor împlini. Și noi știm foarte bine, de fapt să citim, lumea și bisericile care susțin că sunt protestante, susțin că sunt protestante, dar nu sunt, trec de partea omului fără de legii chiar acum în zilele noastre. Și bineînțeles că știm deja că acea cădere a bisericilor protestante în vremea Ellen White a avut loc, nu? Când ei au respins solia milerită, solia din partea lui Dumnezeu, de aceea parțial s-a împlinit cea de-a doua solie îngerească care spune Babilonul a căzut, a căzut. Ha? Pentru că pe vremea ei protestanții erau biserica adevărată, dar ei au respins aceste solii și atunci au devenit parte din Babilon. Și trec citesc doar
propoziția îngroșată, scrisă cu litere groasă, marele subiect care va veni va fi despre ziua a șaptea. Și noi știm că la legea duminicală acest mare subiect va fi ziua a șaptea. De ce? Pentru că ți se va interzice să ții ziua a șaptea și se va spune să ții legea duminicală. Și atunci este când acest om al fără de legii se unește cu biserici protestante și începe persecuția asupra poporului Dumnezeu. Și următorul paragraf din volumul 9 din manuscrise publicate, pagina 356, vorbește despre fratele Hawkins, dar ideea este ultima propoziție îngroșată, spune taina fără de legii, liniuță, satana deghizat într-un înger de lumină. Deci satana prin agentul lui, pentru că satana este deghizat, nu apare personal, dar apare prin această papă care uimește lumea și pe care lumea îl consideră, am văzut cum mulțimile se duc și se pleacă în fața lui, îl consideră ca fiind sfânt, ca fiind Dumnezeu. Acum, cred că o să ne oprim aici cel mai bine și o să continuăm, mai sunt, cred că, 3 sau 4 pagini în notițe, o să continuăm în partea a doua. Următorul titlu este America și zilele unui rege, pentru că până acum am spus, am trecut prin Apocalipsa 17, prin Isaia, da? 23, Ezechiel 27 și 28 și am văzut că papalitatea este asemănată cu tirul sau tirul cu papalitate, că vorbește despre același lucru. Da? Și că tirul va fi uitat pentru 70 de ani, care sunt zilele unui împărat. Dar după acești 70 de ani, tirul va cânta din nou ca o curvă, acele melodii dulci ale ei. Și în partea a doua o să vedem foarte bine așezat pe linie cum că tirul care este papalitatea, are puterea statală în această perioadă, dar primește rana de moarte și acum ce se întâmplă cu ea va fi uitată. Timp de 70 de ani, bineînțeles că după anul 1844 nu mai există profeție bazată pe timp, deci trebuie să interpretăm acești 70 de ani ca fiind ceva simbolic. Și aici, în această perioadă, vom vedea că împăratul, acest împărat din Isaia, este America, pentru că America se ridică în acest an. Dar vom citi în partea a doua aceste citate. Și bineînțeles, la legea duminicală știm foarte bine că America va apostazia național, iar apostazia națională, spune Spirit Profetic, duce la ruină națională. Deci se vor termina aceste zile ale unui împărat, acești 70 de ani. Și când se termină acești 70 de ani, tirul, papalitatea, care a fost uitat aici, va cânta din nou ca o curvă, adică la legea duminicală. Dar, cum am spus, vom continua într-o prezentare viitoare. Și Domnul fie lăudat pentru aceste descoperiri și vă încurajez ca să vedeți partea a doua unde se va vedea clar cine sunt acești 7 împărați. Pentru că spune că 5 au fost, unul este, al 7-lea n-a venit încă, iar al 8-lea este din numărul celor 5 și va primi putere pentru o oră cu cel de-al 7-lea. Să închidem cu o rugăciune. Tată bun și sfânt, îți mulțumesc încă o dată pentru marea ta dragoste pentru noi, pentru faptul că ne arăți aceste lucruri ca să putem vedea. Îți mulțumesc pentru această cheie care deschide secretele Bibliei. Îți mulțumesc la fel pentru toate citatele în care tu spui că avem nevoie să înțelegem Biblia, să înțelegem Cartea Apocalipsei, și că omul trăiește cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu
Și toate aceste cuvinte sunt în Biblie. Îți mulțumesc, Tată, pentru posibilitatea care o avem de a împărtăși acest adevărul și te rog să binecuvintezi pe fiecare care le aude și să-i ajuți ca să ia decizii în viața lor dacă să urmeze adevărul sau nu. Și știm că urmarea adevărului implică o cruce, dar în același timp crucea aceasta este ușoară, este acel jug pe care Hristos l-a purtat și pe care ne recomandă și noi să-l purtăm. Te rog, Tată bun, ca să oferi timp cât mai mult fraților și surorilor ca să poată înțelege Biblia, să aibă timp cât mai mult de studiu și ca tu să-i binecuvintezi, să-i recompensezi în funcție de bunătatea ta pe cei care își dedică din timpul lor cunoașterii de Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.